Scandal, nesimțire, lux, sfidare sunt cuvintele cel mai des folosite public în legătură cu hotelurile de 7 stele zburătoare cu care Iohannis își transportă fizicul său și al soției pe banii statului, nu din meditații. Care bani nu sunt aduși la cunoștința publicului, că e secret. Cum se poate așa ceva? Președintele să-și bate joc de noi. Asemenea indignări, ba chiar înjurături, sunt rodul unei mari confuzii. Când l-au votat alegătorii lui Iohannis, au crezut că neamțul va veni la Cotroceni ca să dea oamenilor tot ce are mai bun în el. Că în sfârșit vom avea un președinte pentru popor. Dacă ați crezut asta, e treaba voastră, ghinion. A transmis în fiecare clipă a mandatelor sale. Căci înălțimea sa consideră în modul cel mai sincer că a făcut o imensă favoare României punându-se în fruntea ei. Prin urmare, unui om ca el, care se naște odată la 500 de ani, românii trebuie să-i dea ei tot ce poftește. Și mai mult decât atât. Ce să-ți mai dorești după ce ai ajuns președintele României? Iohannis vrea să fie și deasupra altor șefi de stat europeni, drept care se urcă acolo cu avioane de boier saudit. Ce, el e mititica Maia Sandu, care călătorește cu aeronava de linie și comunică public cheltuielile ca la piață? Și pe urmă, jeturile opulente ale lui Iohannis nici nu sunt pentru ochii românilor. Nu-l interesează să fie văzut cu ele pe otopeni, nici măcar pe aeroporturile din Paris sau Frankfurt, unde nu dă pe nimeni pe spate, ci în țări în care face senzație, din America Latină și Africa, unde tocmai se deplasează acum pe urmele altui Nicu. În germană, Klaus este un diminutiv pentru Nicolaus. Pe cale de consecință, trebuie lămurită altă neînțelegere care persistă. Iohannis nu se plimbă. Iohannis nu își plimbă nevasta. La întrebarea ce dracu caută în Chile, Argentina, Kenya, Nigeria sau Tanzania, răspunsul este, își plimbă avioanele.